Maratonul de poezie în memoria poetului românilor Mihai Eminescu este organizat de instituțiile de cultură, primăria municipiului, Consiliul Local și instituțiile de învățământ. Ca și în alți ani, se vor depune gerbe de flori, se vor recita poezii și se vor cânta cântece pe versuri ale marelui poet. Cei care doresc să participe sunt așteptați luni 16 iunie în Parcul Central. Anul acesta este o activitate inedită pentru regineni, deosebită, spun eu, lectură publică, un maraton de poezie care va dura 5 ore, poate chiar mai mult, luni, în data de 16 iunie, începând cu orele 9 dimineața. Noi ne-am programat până la orele 14, dar probabil că va dura mai mult acest eveniment. Acțiunea are loc în parteneriat cu Liceul Tehnologic Petru Maior, iar coordonator de proiect este profesoara Angela Pușcaș. De asemenea, va avea loc și un concurs de desene inspirate din creația marelui poet. Sunteți așteptați, dragi regineni, dragi profesori, elevi din alte școli, noi vă pregătim doar o rampă unde puteți să îl citiți pe Eminescu sau să vă spuneți câteva impresii cu care ați rămas în urma lecturilor făcute până acum. Vă reamintesc, deci, că luni, în data de 16 iunie, începând cu orele 9, în Parcul Central, lângă bustul lui Eminescu, îl puteți comemora împreună cu noi. Mihai Eminescu a fost poetul, prozatorul și jurnalistul român, considerat drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Printre poeziile cele mai cunoscute care i-au adus faima și titlul de cel mai mare poet român sunt Luceafărul, Scrisoarea a Treia, Epigonii, Lacul, Înger și Demon, Memento Mori sau Mai am un singur dor.